Altă ședință de Consiliu Local, alte dispute între executiv și legislativul făgărășan. Cu aproximativ 60 de puncte pe ordinea de zi, discuțiile în contradictoriu nu au lipsit. Mult discutata terasă litorală a adus din nou nemulțumire în rândul consilierilor locali. De ce muncitorii firmei care execută construcția au lucrat, deși noi nu am aprobat bani să o plătim? Este un abuz și ați făcut o ilegalitate, a susținut consilierul local Corina Polmolia. Când se fac astfel de lucrări, întâi se bugetează, apoi se contractează și se execută lucrările. Dumneavoastră le-ați făcut pe dos, aș cere să se scoată aceste lucrări, pentru că nu e normal acum să votăm după ce s-a făcut o parte din lucrări. Vreau să vă spun despre ce este vorba și vă răspund și la întrebarea pe care mi-a pus-o Corina. Avem 47 de miliarde vechi, o prefinanțare pentru proiecte. Mai avem 18 miliarde de acte adiționale tot pe proiecte europene prin ordonanțele care au fost emise de către guvern se fac acele ajustări, iar banii vin tot de la minister. Pe urmă, am mai prins 98.000 de lei gratuitate pentru transportul elevilor în municipiul Făgăraș ca ulterior să fie decontați acești bani, să fie întorși către bugetul municipiului Făgăraș de către inspectoratul școlar și avem acești 71.000 de lei 710 milioane pentru terasa litorală. Dacă țineți minte anul trecut, în perioada de implementare a bugetării participative s-a început această lucrare, având un termen de implementare a programului, iar dumneavoastră ați refuzat ca această perioadă de implementare a bugetării participative să fie prelungită și a spus că anul acesta să prindem bani în buget pe o linie separată de finanțare pe lista de investiții. Ceea ce facem în momentul de față. Nu înțeleg întrebarea cum de dumneavoastră spuneți că acești bani acum nu pot fi prinși când dumneavoastră a solicitat în perioadele respective când făceam ședințe la Casa de Cultură și a spus că acești bani să fie prinși pe lista de investiții. Asta facem noi acum. Nu i-am prins la buget. Și v-am și explicat atunci că vom face o ședință separată, o rectificare de buget separată, ca dumneavoastră să vedeți că noi prindem acești bani pentru a finaliza această investiție, iar astăzi spuneți că nu ar trebui prinși acești bani. Când ați spus, când ați fost de bună credință să modernizăm această terasă litorală? Anul trecut când ați spus să prindem acești bani să continuăm lucrările sau acum când spuneți că trebuia să plătim de anul trecut, dar dumneavoastră nu ne-ați dat voie? Știți foarte bine că anul trecut noi am fost chiar supuși unor presiuni și cu panouri ale rușinii că noi am fi blocat acest proiect. Cu toate că am zis, într-adevăr, aveți dreptate acolo, să prindem la primăvară acești bani și să începem în primăvară lucrările respective. Nu am zis atunci să faceți pe contul propriu lucrările și după aceea să veniți să aprobăm ulterior, retroactiv. Deci, ținem foarte bine minte ce s-a întâmplat atunci și eu nu pot să aprob retroactiv așa ceva, mai ales că am fost prinși acolo foarte frumoși pe panoul rușinii. Dacă vă pot întreba de cine a fost plătite aceste panouri. Domnule Cupu, vă rog frumos să mențineți liniștea și nu interveniți. Liniștea și ordinea să țină de către primar și către președintele de ședință. Vă rog frumos, trebuie să răspund domnului părinte. Domnul primar, domnul Cucu, domnilor, vă rog frumos să faceți liniște. Haideți, domnul Cucu, vă rog, încetați. Deci haideți să fac răspunsul pentru întrebarea părintelui. Părinte, v-am spus de anul trecut că noi eram în contract. Contractul l-am încheiat în perioada de în care era bugetarea participativă, fără să expire acel program. Noi am continuat lucrările până când ne-a permis vremea, pentru că nu puteam pierde timpul datorită animozităților dintre executiv și legislativ. Noi am executat... Hai domnule stajor, domnul... Vă rog frumos, m-am jurat tot timpul să aud numai eu aici, am auzit și Madara și am auzit și colegii. Vă rog frumos... Domnule Cupu, vă rog frumos să stai jos, domnule, vă rog frumos. Domnul președinte, vă rog frumos să ieși afară.
Domnul președinte, vă rog frumos să ieșiți afară. Cerem atunci să se oprească lucrările, să rămână la modul acela, să nu se iasă din termen să se facă lucrările în continuare. Acolo, dumneavoastră, ca primar, ați ieșit și ați făcut declarații că vă asumați, indiferent de ce se întâmplă și consecințe, și veți merge înainte și ați continuat să lucrați acolo. În acel moment în care dumneavoastră, când noi v-am solicitat să o treceți pe investiții, dar n-ați oprit lucrările la finalul contractului, ați eludat oarecum hotările de Consiliu. Ne place ori nu ne place, acesta este un proiect declarat eligibil. Am pus la îndoială felul cum Comisia și-a făcut treaba, deci în mod eronat, declarându-l eligibil. Iar acest proiect a fost votat de către cetățeni. Dacă ar fi să dau timpul apoi, aș vota exact la fel cum am votat în ultimele luni ale anului trecut, legat de prelungirea acelui regulament. Dar noi am cerut mai multe documente atunci, pe care le au și câțiva din colegii mei consilieri, între care avem și obiectul contractului la această terasă. Și aici, la obiect exact, ca să spune, citez, constă în executarea lucrărilor pentru proiectul amfiteatru în locul fostei terase litoral, finanțat în cadrul procesului de bugetare, iar la durata contractului, acesta intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție. De asemenea, și spune la articolul 6, alineatul 3, că părțile au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional. Deci, drept urmare, așa cum au spus și alți colegi, doi dintre colegii consilieri, au venit cu soluția ca, în urma scandalului de anul trecut, să se vină cu acest proiect în lista de investiții pe bugetul anului în curs, 2023, astfel încât să se finalizeze executarea acestui proiect. Asta s-a și făcut. Deci se poate veni cu un act adițional la acel contract, se poate da un alt ordin de începere și se pot finaliza lucrările. Da. Atât eu cât și colega mea vom vota această rectificare de buget, dar, domnule primar, vă spunem foarte sincer că nu vom vota alocarea de alți bani pentru acest proiect. Contractul de execuție este de, citiți dumneavoastră, 130.000, nu? 139.195. Da. Din bugetare participativă vin cei 71.055, iar diferența de bani este din bugetul local, care a fost prinsă la începutul anului. Pe care noi nu o vom mai vota. Scandalul între consilierul Lucian Cupu și invitați s-a încheiat și s-a revenit la fosta terasă litoral și la proiectul de rectificare bugetară, prin care firma ar fi primit bani pentru ceea ce a lucrat până acum, pentru că până la ora actuală firma nu a încasat niciun ban pentru ceea ce a executat. Până la urmă, 11 din cei 19 consilieri făgărășeni au votat pentru, iar proiectul de hotărâre a trecut, ceea ce înseamnă că anul acesta va fi încheiată investiția de la fosta terasă litoral, derulată prin procesul de bugetare participativă. Consilierii PNL asta își propun, să facă circ, să voteze împotrivă, au fost proiecte pe ordinea de zi din, nu știu, să zic așa, din 65 de proiecte, 60 au avut vot negativ. Ei își arată mușchii, spun că fac ce vor, nu interesează, argumente ale compartimentelor de specialitate, nu citesc proiectele de hotărâre, ale documentelor, pur și simplu nu vor ca în municipiul Făgăraș, noi ca executiv și eu ca primar, să punem proiecte în practică. După cum ați văzut, a picat și acel proiect unde noi facem o alipire a unor terenuri, mici terenuri, pentru varianta ocolitoare a municipiului Făgăraș. Dacă și cu asta ei nu sunt de acord, atunci cred că spun totul.